explicațiile prea târziu, sau târziu, nu știu dacă e prea târziu, și o chestie mult prea stufoasă. Ce a spus el în 45 de minute nu e rău. Adică ieșirea lui n-a fost rea, după părerea mea. Eu am înțeles ce vrea să spună, că aveam niște impresii așa despre situație. Păi, acuzațiile în zona asta au fost, cu firme, cu contabilitate, cu ani și mai departe. Cred, din câte înțeleg eu așa de chestiile astea de politică și de comunicări și de asta, că cei care l-au atacat până acum îl vor ataca în continuare. Adică nu vor zice, bă, ne-a explicat, nu-l mai atacăm. Cei care nu l-au atacat, nu o să-l atace în continuare. Adică nu mi se pare că a câștigat foarte mult din această ieșire. De pierdut, n-a pierdut. Pare că a rezolvat-o cu notorietate. Dar cu notorietate aproape că a rezolvat ceva, dar nu cred că asta era calea cea mai dreaptă spre a rezolva cu notorietatea. Înțeleg că rămâne de văzut pentru luni, când vin domnii Nicu și Barcel și împreună cu domnul... Sunt în campanie, da. Cătălin, nu? Cu domnul Cătălin o să stabilească ce și cum cu candidatura lui la primărie. Ce se va întâmpla cu Cătălin Cârstoiu?